Dumnezeu să ne ajute să construim o stângă puternică pentru o Românie puternică. Eu sunt convins că nu o să vă dezamăgim, sunt convins că vom forma aceeași echipă redutabilă pe care am avut-o la Slatina, vom avea și acum la Județ. Fostul lider al socialdemocraților olteni, senatorul Paul Stănescu, se va implica în conducerea centrală a partidului. El nu știe pentru ce funcție va candida la congresul de la finele lunii viitoare, dar vrea ca acestea să fie unele care să nu aducă tensiuni în partid. Vom adopta de la Biserica Catolică alegerea papei. Așa vom face. Și toți suntem în asentimentul ăsta, vom stabili împreună ce conducere va avea partidul și așa cum spunea domnul președinte Ciolacu, să găsim cea mai bună formulă. Prezent la conferință, președintele interimar Marcel Ciolacu a precizat rezultatele politice ale organizației de la Olt, pe care o consideră cea mai puternică. El a susținut că își dorește ca pe viitor promovarea în partid să se facă pe criterii de performanță. Colegul nostru, domnul Stănescu, a fost deschizătorul de drumuri. Aia acum cea mai grea menire, de a menține ce s-a câștigat la Olt. Liderii PSD au susținut la Slatina că nu se tem de alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Cu toate acestea, ei au anunțat că vor depune, alături de UDMR, o moțiune de cenzură. Vom depune o moțiune de cenzură pe principii și pe reguli și precedente care eu nu vreau să le accept. Eu vreau să trăiesc într-o țară predictibilă, atât fiscal, dar mai ales baza democrației, sunt legile electorale. Guvernul a decis astăzi să-și asume răspunderea pe modificările aduse legilor electorale, astfel încât primarii să fie aleși în două tururi de scrutin.